proprietățile înmulțirii. Observă. Grupăm florile câte 5. 5 plus 5 plus 5 egal 15. Deci, 3 ori 5 egal 15. Grupăm florile câte 3? 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 egal 15. Deci, 5 ori 3 egal 15. Avem produse egale la cele două înmulțiri. Deci 3 ori 5 egal cu 5 ori 3. Grupăm bulinele câte 4. 4 plus 4 plus 4 egal 12. Deci 3 ori 4 egal 12. Grupăm bulinele câte 3. 3 plus 3 plus 3 plus 3 egal 12. Deci 4 ori 3 egal 12. 3 ori 4 egal cu 4 ori 3. Produsele celor două înmulțiri sunt egale. Reține! Dacă ordinea factorilor se schimbă, produsul rămâne același. Observă! 3 ori 2 ori 4. Grupăm florile câte 2, de 3 ori câte 2 sunt 6 și de 4 ori câte 6 sunt 24. 3 ori 2 ori 4. Grupăm florile câte 4. De 2 ori 4 sunt 8 flori. Și de 3 ori 8 sunt 24 de flori. 3 ori 2 ori 4. Grupăm florile câte 4. 3 ori 4 egal 12. Și de 2 ori 12 egal 24. Reține! Indiferent cum asociem factorii unei înmulțiri, produsul rămâne același. Observă! 3 ori 1 egal cu 1 plus 1 plus 1 egal 3. 5 ori 1 egal cu 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 egal 5. 8 ori 1. 1 plus 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 1 egal 8. Reține! Dacă înmulțim un număr cu 1, produsul este acel număr. Aplică. Realizează corespondența între înmulțirile care au același produs. Șase egal cu 6 ori 4. 3 ori 7 egal cu 7 ori 3. Rezolvă! Fiecare copil înalță câte un zmeu. Câte zmei înalță cei 3 copii? Ai avut de dreptate. 3 ori 1 egal 3. Și spune cine are mai multe timbre. Marcela spune: eu am un clasor cu 6 pagini. Pe fiecare pagină sunt câte 10 timbre.
bune. Eu am un clasor cu 10 pagini. Pe fiecare pagină sunt câte 6 timbre. 6 ori 10 egal 60. 10 ori 6 egal 60. Deci, cele două fete au același număr de timbre. Maia are 3 cutii cu dulciuri. În fiecare cutie sunt câte 2 pungi, iar în fiecare pungă sunt câte 10 bomboane. Câte bomboane are Maia în total? Scrie rezolvarea problemei pe caiet, grupând factorii înmulțirii în mai multe moduri.